Vă salut, dragi prieteni! Vă spun bun găsit din nou și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. În minutele următoare vom vorbi despre o cultă mondială care se pare că ar fi amenințată de pandemie. Din ce în ce mai multe voci susțin că se prefigurează o nouă ordine mondială. Cine va conduce lumea? În timp ce majoritatea țărilor iau măsuri de redeschidere treptată a economiei, efectele sociale și politice ale crizei încep să se facă din ce în ce mai mult resimțite. Unii lideri au pierdut popularitate, alții au câștigat. În unele țări vor fi alegeri în curând, cum este cazul Statelor Unite. Vor fi schimbări și cât de ample? Cine va conduce lumea după criză? Ce se va întâmpla cu liderii autoritariști? Și cine va plăti sumele uriașe de bani necesare relansării economice? În Europa s-a ajuns la un acord calificat drept istoric între Germania și Franța privind un program de 500 de miliarde de euro pentru relansarea economiilor din Uniunea Europeană. Întrebarea este dacă va accepta grupul nordic acest program. Din ce în ce mai mulți analiști susțin că în istorie a început o nouă epocă, pandemia de coronavirus aducând o nouă ordine mondială. Se poate spune că epidemia este cea mai importantă evoluție a secolului 21. De fapt, această situație a declanșat numeroase comentarii potrivit cărora aceasta va aduce cu sine o transformare la nivel global. Cele mai notabile dintre aceste comentarii estimează schimbarea ordinii mondiale. Mulți experți sugerează că va apărea o nouă ordine mondială, insistând că actuala ordine se va confrunta cu presiuni. Desigur, nu există nicio îndoială că vom intra într-o nouă perioadă la scară globală. O nouă ordine globală a fost principala temă dezbătută și la conferința de securitate de la München încă de anul trecut. Această conferință, fiind considerată cea mai mare și mai importantă reuniune de acest fel la nivel global. Care sunt țările care vor deveni superputerile lumii după ultimele crize economice? Cum schimbă Brexitul și coronavirusul topul țărilor care vor controla economia mondială? În 30 de ani de acum încolo, cele mai mari economii ale lumii vor fi cele emergente în prezent, acestea depășindu-i pe giganții actuali ai lumii, potrivit unui articol publicat de BBC.com. Brexitul, coronavirusul, restricțiile legate de schimburile comerciale între țări au un impact asupra economiei în prezent, dar în ciuda schimbărilor imediate, economia lumii este proiectată să crească într-un ritm rapid în următoarele câteva decenii, scriu jurnaliștii de la BBC. De fapt, până în 2050, este proiectat ca piața globală să își dubleze mărimea. Chiar și dacă Organizația Națiunilor Unite previzionează că populația lumii va crește cu doar 26%. Chiar dacă este greu de zis care va fi viitorul economic al lumii, majoritatea economiștilor sunt de acord în privința unui singur lucru. În prezent, piețele aflate în dezvoltare vor fi superputerile lumii. Potrivit raportului Lumea în 2050, realizat de compania de consultanță și audit PwC, de acum încolo, 7 dintre cele mai mari economii ale lumii vor fi dintre economiile emergente în prezent, depășind Statele Unite, care vor coborî de pe locul 2 pe 3, Japonia, care va coborî de pe locul 4 pe 8, și Germania, care coboară și aceasta de pe locul 5 pe 9. Chiar și economii mai mici, precum ale celor din Vietnam, Filipine și Nigeria, vor trece prin salturi uriașe în următoarele 3 decenii, potrivit aceluiași studiu. Potrivit raportului, principalele 10 economii ale lumii în următorii 30 de ani sunt următoarele: China, India, Statele Unite, Indonezia, Brazilia, Rusia, Mexic, Japonia, Germania și Regatul Unit. Înainte de pandemie, lupta pentru schimbarea ordinii mondiale era deja în toi,
cu Statele Unite ale Americii punându-se înainte de toți, cu China în expansiune politică, economică și comercială spre vest și cu Uniunea Europeană chinuindu-se să își regăsească echilibrul sau sensul existenței. Noua criză reconfigurează violent peisajul economic, pune la încercare încrederea în politicieni, liderii și instituțiile lumii și creează frustrări profunde în societate. Cel slab va ieși și mai slab, iar cel puternic, spun cei mai mulți strategi de geopolitică, va stabili noua ordine mondială. În acest context, ținând cont de raportul realizat de compania de consultanță și audit PwC, care arată că China va fi principala putere economică a lumii, am putea spune că urmează secolul asiatic, China fiind și cea care ar trebui să stabilească noua ordine mondială. Moartea neagră din secolul al XIV-lea, una dintre cele mai distrugătoare calamități din istoria omenirii, s-a răspândit probabil din China, a ucis 90% din oamenii din provincia Hubei și aproximativ jumătate din populația de 123 de milioane de persoane de atunci a Chinei. Scrie în The National Interest Amitav Acharya, profesor la Universitatea Americană din Washington. Acesta arată că populația planetei s-a redus atunci cu peste 100 de milioane de persoane, iar ciuma a distrus ordinea impusă de civilizația mongolă. După ce au construit cel mai mare imperiu terestru din istoria lumii, mongolii au dezvoltat comerțul la scară largă, legând Asia de Est, Orientul Mijlociu și Europa printr-o vastă rețea economică. Imperiul a construit drumuri, poduri, stații de mesagerie și asigura securitatea comercianților și călătorilor. Mongolii au creat o globalizare la scară mică. Aceste căi de comerț au devenit conductorii prin care s-a răspândit pandemia. Ciuma a perturbat sistemul de relații economice intercalate, cunoscut ca sistemul Kubi, dintre cele patru segmente ale imperiului, Yuanul în est, Beijing, Hanatul Shagatai în centru, Hanatul Ilk în sud-vest, Asia Centrală și Iran-Persia și Hoarda de Aur în nord-vest, la granița cu Rusia. Orașele europene și-au închis granițele și i-au prigonit pe evrei. Pe ei, ca de obicei, s-a dat vina pentru catastrofă. Moartea neagră a tăiat China de Europa timp de secole. Comparată cu pandemia de ciumă din secolul al XIV-lea, cea de acum, de COVID-19, pare o simplă gripă. Însă și aceasta este așteptată să aibă consecințe profunde asupra viitorului, să fie mediul din care se va naște o nouă ordine mondială. În primul rând, scrie Acharya, criza va reduce sprijinul pentru globalizare, care a fost deja slăbit de ascensiunea populismului și de politicile președinției lui Donald Trump. Pentru viteza mare cu care virusul s-a răspândit în întreaga lume, ajutat de interdependența economică, precum și de turism, și de ușurința cu care se călătorește în zilele noastre, va fi învinovățită globalizarea. Închiderea frontierelor naționale și locale și reafirmarea suveranității statului fac vulnerabil unul dintre cele mai puternice mituri ale globalizării ca lume fără margini. În al doilea rând, virusul poate fi ultimul cui din sicriul ideii de Occident, inclusiv pentru orice a mai rămas din relațiile transatlantice după naufragiul provocat de Trump. G7 nu a reușit să emită o declarație comună din cauza insistenței administrației Donald Trump de a descrie virusul ca virusul chinezesc. Între timp, fostul premier italian Enrico Letta a avertizat într-un interviu pentru The Guardian că Europa se infectează cu virusul Trump, cu națiuni care urmăresc viziuni ca Italia înainte de toți, Belgia înainte de toți sau Germania înainte de toți, în locul unei abordări europene comune privind strategia Uniunii Europene de sprijinire a Italiei. La începutul lunii aprilie, 88% dintre italieni
aveau sentimentul că au fost abandonați de Uniunea Europeană, potrivit unui sondaj de opinie. De atunci, statele europene s-au mobilizat pentru a ajuta Italia, dar și Rusia și China s-au lăudat cu atenția lor pentru Italia, mai ales în scopuri propagandistice. În al treilea rând, crede Acharya, virusul ar putea consolida agenda America înainte de toți a lui Donald Trump. Pe 2 aprilie, Peter Navarro, arhitectul războiului comercial al liderului american, a declarat că dacă există vreo justificare pentru politica președintelui de a face frontierele mai sigure și a încuraja filozofia, strategia și credința puternică a unei baze de producție interne, atunci aceasta este criza actuală, care subliniază tot ceea ce vedem acolo. Cu toate acestea, imaginea unei națiuni nefericite, dar cu cea mai mare economie din lume și cu militari prinși cu pantalonii în vine, este în contradicție cu aspirația lui Donald Trump. Criza diminuează serios credibilitatea Americii în lume și pe cea a lui Trump în America, mai spune Acharya. În ceea ce privește China, există posibilitatea ca impactul economic al crizei să fie mai dur asupra Statelor Unite decât asupra națiunii conduse de un lider mai puternic decât oricare altul din ultimele decenii. Dacă se va întâmpla acest lucru, se va accelera înclinarea balanței puterii spre Asia. Pierderea puterilor hard și soft ale Americii va accentua trecerea la o ordine post-americană. Criza nu va pune capăt globalizării, dar ar putea duce la creșterea cererilor pentru o globalizare mai umană și mai reglementată, spune Acharya. Henry Kissinger, secretar de stat american sub Richard Nixon, însărcinat cu deschiderea spre China și oracolul din America al realpoliticului, spune și el că liderii lumii trebuie să se pregătească acum pentru trecerea la o ordine mondială post-coronavirus. Despre aceasta a scris pe larg în The Wall Street Journal, dar în analiza sa de 828 de cuvinte, el nu a menționat niciodată China. A amintit doar că multe instituții naționale vor fi percepute ca eșecuri. Însă, pe baza a ceea ce Kissinger a mai scris, Joseph Bosco, fost oficial de rang înalt în Secretariatul Apărării din Statele Unite ale Americii, trage concluzia că acesta vede o nouă ordine mondială cu o formă de devălmășie între Statele Unite ale Americii și China, în care China este un partener din ce în ce mai dominant. Ministrul de Externe al Franței a avertizat că pandemia amenință ordinea mondială multilaterală. Teama mea este că lumea de după va semăna cu lumea de dinainte, doar că va fi mai rău, a spus el într-un interviu pentru Le Monde. În Germania, fostul ministru de externe Sigmar Gabriel, un social-democrat, s-a plâns că statul a fost neglijat timp de 30 de ani și a prezis că următoarea generație va fi mai puțin naivă în legătură cu globalizarea. În Hong Kong, un grafiti spune: nu ne putem întoarce la normal, deoarece normalul a fost problema în primul rând. Filozoful sud-corean Byung-Chul Han, într-un eseu publicat în El País, susține că învingătorii sunt statele asiatice, precum Japonia, Coreea, China, Hong Kong, Taiwan sau Singapore, care au o mentalitate autoritară, ce provine din tradiția lor culturală moștenită din confucianism. Oamenii sunt mai puțin rebeli și mai obedienți decât în Europa. Au mai multă încredere în stat. Viața de zi cu zi este mult mai organizată. Mai presus de toate, pentru a se confrunta cu virusul, asiaticii sunt puternic angajați în supravegherea digitală. Contra epidemiilor din Asia luptă nu numai virologi și epidemiologi, ci și informaticieni și specialiști în big data, a spus acesta. El prezice următoarele: China va putea acum să-și vândă statul digital polițienesc ca model de succes împotriva pandemiei. China va etala superioritatea sistemului ei.
Filozoful mai crede că alegătorii occidentali, atrași spre siguranță și comunitate, ar putea fi dispuși să sacrifice aceste libertăți, notează The Guardian. Pentru că există puțină libertate în a fi obligat să petreci primăvara închis în apartamentul tău. Profesorul de relații internaționale de la Harvard, Stephen Walt, consideră că China poate avea succes. El sugerează în revista Foreign Policy că pandemia va accelera trecerea puterii și influenței de la vest la est. Coreea de Sud și Singapore au arătat cea mai bună reacție, iar China a avut succes în pofida greșelilor inițiale. Răspunsul guvernelor din Europa și Statele Unite ale Americii a fost foarte sceptic și probabil că va slăbi puterea brandului occidental, a declarat Stephen Walt. În schimb, Shiv Shankar Menon, profesor asociat la Universitatea Ashoka din India, spune că experiența de până acum arată că liderii autoritari sau populiștii nu sunt mai buni în a face față pandemiei. Într-adevăr, țările care au răspuns din timp și cu succes, cum ar fi Coreea și Taiwanul, sunt democrații, nu acele state conduse de lideri populiști sau autoritari, a declarat acesta. Când ne uităm la politica mondială din ultimele 5 secole, din perspectiva ordinilor mondiale, vedem că 3 elemente de bază ies în prim plan: distribuția puterii, economia politică și normele sau regulile internaționale. În timp ce distribuția puterii determină cursul de bază al concurenței dintre marile puteri, economia politică determină regulile de funcționare a sistemului și normele internaționale determină în mod direct procesele internaționale de socializare. De exemplu, într-un sistem în care distribuția puterii este împărțită între mai mult de 3 state, ordinea mondială este multipolară, iar atunci când este împărțită între 2 puteri, este bipolară. În cazurile în care există un singur actor, este unipolară. Se vede că principala dinamică ce permite trecerea ordinii mondiale de la un tip de polaritate la altul este războiul, cu arme sau fără. În timp ce fiecare război major provoacă un nou echilibru în distribuția existentă a puterii, ordinea mondială este reconstruită după fiecare război pe baza unei noi paradigme. Sistemul și normele economice care formează nucleul acestei noi paradigme determină pozițiile, rolurile și modurile de acțiune ale altora la scară globală. Statele ori se adaptează la noul sistem, ori se opun acestuia sau depun eforturi pentru a fi incluse în sistem în scopul de a profita de acesta. Pentru ca ordinea mondială post-coronavirus să fie înlocuită cu una nouă, epidemia de coronavirus trebuie să producă o schimbare a distribuției actuale a puterii. Paralel cu aceasta, structura economică și actorul sau actorii care o vor controla trebuie să realizeze reforme structurale care să provoace schimbări în mecanismele de funcționare ale sistemului și să poată crea noi regimuri globale pe axa noilor norme. Ordinea mondială actuală se bazează pe superioritatea Americii în ceea ce privește distribuția puterilor, dar nu este una unipolară. În ultimii ani nu a survenit nicio modificare considerabilă în distribuirea puterilor. Însă, ordinea mondială se va schimba radical în urma pandemiei de coronavirus, susține și istoricul Mihai Manea, care avertizează că o nouă superputere va domina lumea în următorii ani. Istoricul Mihai Manea a vorbit despre jocurile politice care apar după pandemie, amintind de 3 personalități care au explicat cum s-a schimbat cursul istoriei în urma unor evenimente de acest gen. Una dintre aceste personalități este diplomatul Henry Kissinger, probabil un guru al diplomației mondiale. Acesta a scris în perioada de început a pandemiei un articol în New York Times cu litere mari că lumea, ordinea mondială, se va schimba radical în urma acestui eveniment. Al doilea personaj care ar trebui menționat este unul aproape necunoscut în România, Larry Summers,
A fost unul dintre consilierii președintelui Obama pe probleme politice și este profesor la Harvard. Acesta a scris că, odată cu pandemia, a început o nouă epocă în istorie și epoca aceasta se va numi Secolul Asiatic, pentru că ea se leagă de afirmarea Chinei ca mare putere. Al treilea istoric este probabil cea mai luminată minte în domeniul istoriei în momentul actual. Este vorba despre profesorul Yuval Harari de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, care într-un articol de pe 12 martie spunea că lumea nu are nevoie să se închidă în această perioadă, ci lumea are nevoie de colaborare. Degeaba ne închidem frontierele, degeaba luăm măsuri de carantină, pentru că boala va progresa. Și făcea o paralelă cu epidemia de ciumă din 1348-1349. Venise din Asia Centrală, nu a fost nevoie de avioane, de turiști. Ea a venit pur și simplu adusă de negustori cu mărfurile, așa cum v-am relatat la început. Specialiștii mai cred că politica haotică a lui Donald Trump a aruncat pur și simplu eșafodajul american în aer prin tot felul de declarații, ceea ce va face ca Statele Unite ale Americii să nu mai reprezinte mai nimic în noua ordine mondială. Dar dacă se va schimba noua ordine, ce urmează? Cine va conduce lumea? China? Dacă mai țineți minte, anul 2020 a început cu tensiuni militare care escaladau tot mai mult de la o zi la alta. Erau tensiunile dintre Iran și Statele Unite ale Americii, pe fondul uciderii generalului Qasem Soleimani de către o dronă americană. Atunci absolut toată lumea stătea cu ochii pe ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, fără să bănuim măcar că peste doar nici 3 luni de zile lumea va intra în izolare dintr-o cu totul altă cauză. Epidemia de coronavirus ne-a lovit mai intempestiv decât am fi crezut. Rapiditatea cu care s-a amplificat fenomenul și ritmul în care s-au luat deciziile care ne-au schimbat radical viața ne-au introdus într-o nouă normalitate, definită de noi reguli, care au introdus noi concepte, precum cel de izolare sau de distanțare socială. Brusc, în viața noastră de zi cu zi, au apărut în vocabularul cotidian termeni precum restricții, reguli, măsuri, izolare. Lucrurile nu se opresc aici. Experții și decidenții politici fac eforturi în a transmite același unic mesaj, și anume că ce trăim acum nu este un simplu moment delimitat în timp, ci este o realitate cu care va trebui să ne obișnuim, o nouă normalitate, o nouă ordine pe care nimeni nu ar fi putut să o anticipeze. Dragi prieteni, mă opresc aici. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de mine și astăzi. Până data viitoare, vă doresc numai bine. Pe curând!